my Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Pentru prânz vom avea așa doi burgeri, pentru că nu știu ce să fac altceva de mâncare. I-am luat pește așa de la Asda, a costat o liră și ceva bucata. I-am încălzit puțin la air fryer și acum urmează să-i mâncăm. Sunt așa de vită cu brânză și cu ketchup. Sunt foarte buni, nouă ne plac. Au venit și pachetele de la mama și haideți să vedem ce avem înăuntru. Am trimis și eu câteva lucruri așa, am avut două genți. În fine, hai să vedem ce am primit din țară. Bine ați venit la vlog, mă, ziua 2. Este deja după amiază. Nu am putut să filmez nimic dimineața pentru că am avut de plasat o comandă foarte importantă la Avon. Însă, na, am mai făcut treabă pe aici prin casă, am mai făcut puțin de ordine pentru că era dezastru, nu știu. De obicei când împodobim bradul cam așa este, nu știu, toată casa este cu susul în jos. Însă o să facem și trebușoara, să facem curățenie. Trebuia normal să duc câteva comenzi, să mă îndecesc că le duc mâine, mâine soțul este liber și va trebui să pregătesc și ceva mâncare pentru că el este liber. Vreau să îi trimit pachet mamei în România, un pachet micuț așa, și vreau să-i pun acolo câteva dulciuri și vreau să vă arăt și vouă, dar cel mai important este că în noaptea asta va veni pachetul. Voi primi pachet de la mama, mi-a trimis toate bunătățile și o să vă arăt și vouă ceea ce am primit, dacă vine în timp până în seara asta, că nu o să vă arăt în clipul de mâine, a treia zi de Vlogmas. Haideți să începem treaba. Vreau să fac puțină curățenie aici în partea asta din living. Desigur că voi decora casa, am decis să o decorez așa câte puțin în fiecare zi. De exemplu, aseară nu am terminat bradul, dar l-am terminat astăzi, să spunem așa. Mai am câteva globuri de pus ață la ele și o să le pun și pe acelea în zona de spate. Întotdeauna în zona de spate rămâne pentru ultima dată, însă le vom regla așa pe parcurs, pentru că na. Până de Crăciun este tot timp să decorăm casa, na, cu copiii nu poate să fie întotdeauna perfect și totul curat. Însă ne străduim să dăm înainte. Haideți să facem curățenie, mâncare și să decorăm puțin casa. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having
good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go! Alright! Now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance. Have a good time. Dance all night long. We're gonna dance and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. A ajuns pachetul din România, doamne, nici nu mă așteptam să ajung atât de devreme. Eu mă așteptam undeva noaptea, pe la 11-12, așa cum a venit o dată cu tânsa, acum a venit imediat. Așa că hai să le desfacem, să vedem ce mi-a pus mama. Știu câteva lucruri care i-am spus să mi le pună, însă ea de obicei îmi mai pune și alte lucruri. Haideți să desfacem coletul din România. Căsăm, ești curios? Da. Ești curios, mama? Da. I think that's the Rocky toy. Rocky toy? Yeah, because Nicholas because I didn't see it. Da, bine. Da, el zice că e o jucărie aici, dar în fine. Hai că vedem acum. Hai, hai să luăm un loc. Așa. Este Rocky toy. Da. Aici. Wow, mame. Niște cartofi din ăștia, de la ea din grădină. Aici avem carne, da, încă este înghețată și mă bucur că super mult. Aici o tai. Aici a pus halva, iar aici cred că este brânză. Da, aici este brânză. Am câteva sticle cu pâine de porumb. I-a spus mamei să îmi pună. Iar aici mi-a pus mama soia. Mi-era foarte dor să mănânc soia. Nu știu de cât timp n-am mai mâncat. Cred că sunt vreo 10 ani de zile. Să fac așa coaptă, închidare, puțină sare și să o mănânc. Nu știu exact ce face, însă o să văd. Acum să vedem și aici. Așa. Aici este un bidon cu ceva murătură. A curs foarte puțin. Sunt cu castraveți și cu gogonele. Cu roșii murate. La sare. Așa, este de făită. You happy, mama? Yeah. Look, we're going to eat tonight, please, are you right? What's that? What's that? Hai, stai acolo. Aici, acesta a curs tot așa, cred că sunt murături. Am plătit 150 zile din pachetul ăsta. Da, na, e bine. Măcar de cred că îți primit eu și noi ceva. Și aici tot murături, aceștia sunt castraveți tot așa, la murat cu în sara mură. Cam atâta. Acesta curge puțin. Dacă să spart, o să văd. Însă, cred că de la capac. În fine, o să le pun toate la loc. Stăm aici și revin. Hai să vedem. Wow! Look at this! Wow! What is it? Aici avem tot așa făină de porumb. Aici avem mușețel pentru făcut ceai. Muștar. Muștar de masă, de la minut. Uite, asta e pentru tine, Cristian. Wow! Wow, it's a new one! Da, mami! Vai, de bus, mama! Gutui! Ea tot timpul îmi pune gutui. Can I open? Ea tot timpul îmi pune gutui, așa pe timp de iarnă. Mi-a luat și niște sos cu usturoi. Acesta știe că îmi place foarte, foarte mult. Așa. Mami, ai grijă! Gutui! Another gutui! Da, așa. Aici mi-a pus cimbru. Așa.
să dăm la o parte. Uite ce mai pus, mai multe. Ai trei, da? Da, aici avem semințe de floare soarelui, fără șpajă. Mama, nu papa. Unituaș, mama. Așa, mai multe. Un, cinci pungi. Așa. Îmi pot să fac o dulceață cu bucurile astea. Și aici avem așa conserve cu ton. Ton și iarăși ton. Apoi, iarăși mușețel. Și aici avem, nu știu ce este asta. Mame. Trebuie să-mi trec mama, tot așa ceva de făcut. Ce ai? De mame, spune. Aici este o comandă de la Avon. Am comandat eu ceva, ceva produse din țară să le am eu pe stoc. O să fac un video clip separat. Iar aici avem vin. Foarte mult vin, nu știu exact cât. 2, 4, 6, 8, 10 litri de vin. Normal că este voie să pune la pachet, dar însă na. Am riscat așa. Dacă pierdem, îl pierdem. Asta este. Așa. Iar aici avem dulceață. Dulceață, mama le pune în sticlă pentru că e mult mai ușor de la transport. Și de asta desfaci o sticlă și o mănânci imediat. Și hai mama, vină cu așa, hai mama. Bravo, mama, iubesc. Spune mulțumesc, bunica. Mulțumesc, tata. Spune mulțumesc. Mulțumesc. Bunica. Bunica. Bravo. Iar aici avem 3 litri de vișnac. Da, și acestea au fost cumva cam periculos. Însă noi mai avem așa nicăni. Și ne place să avem aici. O mai trimis atât pachet. Dar s-a consumat, așa că ne-a trimis din nou înainte de Crăciun. Și cam acesta a fost pachetul de la mama din țară. Îi mulțumesc foarte mult și noi ne bucurăm de fiecare dată. Abia aștept să mănânc murături. Nu știu să fac ceva de mâncare care se mănâncă cu murături. Și abia așteptăm să bem și un pahar de vin. Vinul este de la noi, de lângă vină. Suntem foarte bucuroși că avem vie de la noi de acasă. Și mama se ocupă fiecare an cu via, cu culesul, cu făcut vinul. Și chiar îi mulțumim, mama. Te pupăm și te salutăm. Și cam acestea sunt toate cele care le-a trimis mama. Avem făină de porumb, o grămadă și gutuile. Abia aștept gutuile să mănânc. Natalia, ce s-a întâmplat, mama? Totul bine? Așa, avem murături, avem de toate, soia, carne de porc. I-am spus să-mi pună carne de porc pentru că aceasta din Anglia nu are gust bun. Nu știu, nu e bună de nimic, nu știu, nu are gustul care îl știu eu din țară. Pentru ceai, brânză, pateuri, de fapt ton, niște cartofi din așa care ea i-a pus în grădină. Și da, aici avem 10 litri de vin și 3 de vișinată. Haideți să facem curățenie. Natalia, happy? Happy, mama? Happy, happy, of course. Ah, și dulceață, desigur, muștar. Și tot așa. Iar aici în cutia să avem așa 3 gătare. Nu pus mama. Asta n-am i-a pus. Eu nu i-am spus nimic. Avem câteva antibiotice, câteva pastile, ceva de răceală. Și aici avem platină și muguri de brad. Acesta e așa supliment alimentar pentru copii. Și aici am eu produsele Avon. Nu știu, mi-am pus mama niște pastile, chiar să o întreb să vedem ce sunt. Și aici mi-a cumpărat eu produse Avon pentru mine, iar acesta este catalogul lunii decembrie. În fine, o să vi le arăt acestea în alt clip. Abia aștept să filmez clipul. Natalia, say bye-bye! Ia și-a luat plăsuța și pleacă. Gata! Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit. Ne vedem în clipul următor, adică mâine, duminică, a treia zi de Vlogmas. Nu uitați să vă abonați pentru a mă susține și noi ne vedem în clipul viitor. Numai bine, pa, pa!